Mamă, ce păr am. E 6-7 dimineața și eu iau trenul, plec spre Madrid. O să fac o grămadă de kilometri în foarte puține zile. O să vă povestesc pe drum unde merg și ce fac. Merg să nu pierd trenul. Cum spuneam, astăzi nu stă părut de dimineață. Am ajuns în Madrid, am venit pentru prima oară cu trenul în Madrid. Am decis să merg să-mi vizitez o prietenă. Merg spre Almeria, dar din Almeria mai trebuie să merg vreo 100 de kilometri cu mașina și o să fie o experiență foarte tare. Am ajuns în Madrid, merg spre aeroport să văd cum și unde ajung spre aeroport, că aici era o săgeată gen în partea aia am mers spre aeroport, dar nu era deschis, așa că merg să vă să întreb să iau trenul spre aeroport și am la 12:30 avion, ajung în vreo oră în Almeria și pe urmă am să iau un BlaBlaCar, o să iau mașină cu persoana necunoscută și o să merg să-mi văd prietena. Tren din gara din Madrid și acum sunt în aeroport și este decât o singură ieșire, așa că nu cred că o să mă pierd. Dar mai am, încă mai am, până la avion mai am destul de mers. Deci e o nebunie ce e aici în aeroport. Eu cred că sunt cam prost indicate ieșirile, intrările, zborurile, tot sunt cam prost indicate. Nu văd nicio poartă de ieșire, sincer. Zicea și acum afară, dar nu. Nu mă văd nici pe mine. Nu înțeleg ce se întâmplă aici. Oricum. O să văd dacă postez pe afară acum. Sunt foarte eficienți. Cel puțin este mai rapid aeroportul din Madrid decât cel din Barcelona pentru control de securitate. Au mai multe porți. Sunt foarte amabil cu tine, deci a fost o chestie care chiar m-a plăcut. Da, pe aici. Hai, coborăm pe scări. Pe scări? Nu sunt scări, este o bandă rulantă. Nu mai iau liftul, că sunt cozi imense la lift. Uite, sunt scări. În urmă sunt scări. Mai am vreo 2 ore până la zbor, așa că... Mai povestim până atunci. Mai e o oră și jumătate până la zbor. Am venit prea devreme, știu. Dar cum e pentru prima oară când am venit cu trenul la Madrid, pentru prima oară când iau avionul din Madrid și pe lângă chestia asta sunt singură și hai de capul meu. Și e frig afară, îmi vine ploaia. Am spus că o să fie ploaie, dar din moment nu plouă afară. Acum stau și aștept. Aici pe ecranele astea scrie că în 35 de minute să am informație despre zbor. Sper să nu trebuiască să fug la capătul celălalt al aeroportului. O să vedem.
depinde cum e norocul. Abia aștept să ajung, abia aștept să-i văd copiii prietenei mele. Sunt foarte curioasă, eu nu-i cunosc decât din poze. Abia aștept să o văd și pe ea, uite, chiar m-am gândit că sunt vreo 3 ani de când nu ne-am văzut, dar de unde? Mai mult de 4 ani de când m-am văzut cu ea și este chiar foarte tare, chiar fac 1000, aproape 600 de kilometri în total ca să ajung la ea și să ajung înapoi acasă. Mamă, o să mă filmez și pe acolo, să vă arăt. O să mă filmez când ajung, o să vină cineva să-mi ia de la aeroport, m-am spus că mi-am luat un BlaBlaCar de asta și mă lasă până la ea în sat. Ea stă într-un sat, chiar foarte departe de Almeria. Dar n-avem altcumva cum să ajung. Ori așa, să fac atâtea chestii, să merg cu trenul. Am luat tren, avion și mașină. Ori dacă nu, se fac 9 ore de autobuz. Și 9 ore de autobuz nu. Prefer să trec prin chestiile astea. Și la întoarcere să fie la fel. Am aflat în sfârșit unde trebuie să merg și eu. Trebuie să merg la capa 98. Aici îmi scrie că am 8 minute pe jos până ajung acolo. Așa că am de mers 8 minute. Știam că e în celălalt capăt, așa că mă așteptam deja la chestia asta. Wow! Pot să prezic lucrurile în ce chestie. Am fost la baie și mi-am prins altfel părul, dar tot nu-mi stă cum vreau eu să stea. Oricum am hotărât că nu o să mai fac breton, nu-mi stă 15 zile, nu-mi stă, așa că nu are rost să fac breton, nu-i pentru mine bretonul. Am venit, sunt aici la ușă, e chiar foarte puțin până să ne îmbarcăm. Am mâncat, ne-am cumpărat și eu ceva de băut și ne îmbarcăm pe avion. Dă să plouă, dar nu plouă. Sau plouă? Văd belți afară, cred că-s de ieri belțile. Nu plouă, eu m-am pregătit cu haine de ploaie, mi-am luat botine în loc să-mi iau Adidas. Da, asta este. Poate să fie vreme frumoasă, sper că nu-mi place frigul deloc. Așa că povestim când ajung în Almeria. Faza care vreau să vă spun, ceea ce a spus exact acum la difuzorul ăsta, cum că bagajele de mână trebuie să le lăsăm ca să le ducă nu știu unde, pentru că avionul e foarte mic, ca și un autobuz, și nu este loc să punem bagajele sus. Deci, ție bagaj de mână, dar lași unde la cală. Ce chestie, chiar e foarte, foarte tare. Să vedem cât de mare avionul, sunt curioasă. Au spus că e mic, așa că sunt curioasă. E chiar foarte mic avionul. Aveau dreptate ăștia, nu este loc de nimic, practic. Eu sunt aici în spate, sunt pe penultimul rând. Sunt frumoase scaunele, dar mi se pare că sunt cam incomode, sincer. E ok. Da, pentru o jumătate de oră de zbor cât o să fie, cel mult o oră. Eu zic că e ok. În sfârșit am reușit să-mi prind bretonul și îmi stă. Îmi stă mai bine decât astăzi toată ziua și am ajuns în sfârșit, am aterizat în Almeria. Mă schimb de cameră. Am aterizat în Almeria și acum trebuie să aștept să vină cineva după mine, nu știu cine. Și ies afară să văd ce bine, sunt în aeroportul în Almeria, nu pot zic că sunt chiar în Almeria, da? Ok. A fost un zbor foarte tulburent. S-a mișcat avionul atât de tare încât, deci am crezut că am stă inima în loc, sincer, am fost foarte speriată, dar am ajuns cu bine.
Am pornit la drum și suntem toți în mașină. Nu o să întindem loc, digo. mai am, cred că în vreo oră exact o să ajungem. A început ploaia, așa că presupun că o să mergem puțin mai încet pe drum. Dar e chiar foarte tare. Suntem persoane necunoscute în mașină și mergem toți spre aceeași direcție. Chiar foarte tare. O să vă arăt când ajung. Nu mai am baterie în telefonul ăsta. Stau foarte slab de baterie, dar o să vă filmez de pe celălalt telefon. Am ajuns în sfârșit. Sunt în Cuevas de Almanzora. E un sat pustiu. Deci chiar e un sat pustiu. O singură persoană pe stradă care s-a întors uite la mine că mă filmez. Îmi trag valiza după mine. Și merg. M-au lăsat la vreo 50 de metri, ceva genul. Va. M-am rămas într-un sat, de acolo am luat altă ocazie, experiența vieții mele. Ce chestie. Foarte tare, foarte tare. Și acum mă duc să-mi văd și eu prietena. Wow. Și să-i văd copiii. Nu mai filmez pentru că am nevoie de baterie pentru a mă ubica, să văd unde sunt. Nici eu nu știu unde sunt acum. Sunt în sudul Spaniei, atâta știu. Atât. Acum ieșim din casă, mergem să facem niște cumpărături. Ok, haide. Ține-te de umbrelă, hai. E vremea cam ciudată, nu știm dacă o să e ploaie, dacă nu. Ieșim și noi să vedem ce e prin sat. Și nu o să vă mai rămân mare lucru, o să vă povestesc așa în mare ce se întâmplă. Aici sunt toate casele cu ușile deschise. Este chiar foarte tare chestia asta. Chiar am trecut când veneam și ziceam... Și aici erau niște babele, tot aici sunt babele, vezi? Începeam să vorbească când am trecut eu pe aici. Una s-a ridicat, a vrut să mă salute. Ce chestie! Să vedem dacă se vede în spate. Ia uitați, ce frumos! A ieșit curcubeu fără să fie ploaie. Chiar foarte frumos. E seară de târziu, ne punem și noi să mâncăm. O să luăm cina cu suc de portocale, foarte sănătos. Dacă toți suntem în casă cu copii, trebuie să mâncăm și noi sănătos. Eu în special, că nu o fac. Și cam atât, am fost astăzi printr-o grămadă de lucruri. O să vă arăt ce mi-am cumpărat. Mi-am cumpărat niște chestii super beton. După ce mănânc, o să mă pun așa 5 minute să vă arăt ce mi-am cumpărat. Chiar sunt chestii foarte tari. Efectiv, am uitat să filmez ceea ce am cumpărat. Acum sunt acasă cu pisicii și am zis că să vă arăt câteva lucruri pe care le-am cumpărat. Nu mai știu dacă le am pe toate. Am fost la un magazin și cred că închideau magazinul sau ceva de genul și era totul la 3 euro. Și atunci mi-am cumpărat și șlapii ăștia foarte drăguți. Chiar mi-au plăcut și i-am folosit acolo pentru că nu mi-am luat șlap cu mine. Chiar nu știu de ce. Mi-am mai luat o pereche de pantofi cu toc roșii, la fel, la 3 euro. Foarte, foarte drăguți. Aici am perechea. Pentru 3 euro să mă țină de 2 ori. Dar nu te pune pe tenisii mei. Și mi-am mai luat două perechi de tenis. Te rog frumos. Hai, două perechi de tenis, la fel, la 3 euro. Stăteam și editam clipul și mi-am dat seama că nu am filmat ceea ce am promis că vă filmez. O pereche de tenis albaștri. Sunt drăguți. Chiar sunt drăguți. Și o pereche negri, ca și pisoiul ăsta urât. O pereche negri care încă au eticheta, albaștri am folosit, ăștia negri nu. Negri. Și i-am luat și două cămeși soțului meu, nu de la magazinul ăla, de la alt magazin. Și mi-am luat perechea asta de blugi cu 3 euro, la fel, deci wow, a fost chiar... Foarte tare, credeți-mă, am căutat și am recăutat în magazinul ăla să mai cumpăr lucruri, dar nu erau lucruri, chiar erau rămășițele. Nu mai scoate limba la mine. Ce faci mai? Ție nu ți-am cumpărat nimic. Astea sunt lucrurile care le-am cumpărat din Almeria. Suflă vântul, dar nu mai e așa de frică ca și ieri. Poate avem noroc să fie mai cald astăzi. Am ieșit și noi să bem o cafea și să dăm... Să facem o plimbare pe aici și ne pregătim pentru după masă, pentru ziua de naștere.
Aici parcurile sunt foarte frumoase, ia uite. Avem un... avem și un monument. Nu știu cine e nenea asta. Ia să vedem ce scrie aici. Los Caballeros de Campo. Yo me he pasado la vida cantando... E o statuie. Álvarez de Sotomayor, 1880-1947. Frumos. E chiar frumos aici. Facem și noi o plimbare prin sătul cu asta. Vreau să vă arăt ardei un plus pe care i-a făcut Simona. Ia uitați. Ia. Vine și... și brihanul meu, burta mea, iese aici. Mă încântă faptul că a făcut ardei un plus, că eu habar n-am să fac ardei un plus. Și dacă nu face mama... A venit mama în Spania să-mi facă sarmale și o trebuie să vin până în Almeria să mănânc ardei un plus. Și 40 de minute în autobuz de unde sunt până în Almeria, apoi la 2 după masă am avion, ajung din Almeria am avion la 2 după masă, ajung la 3 în Madrid și după aia la 7 seara am tren din Madrid și ajung la 8:30 în Saragossa. Deci sunt 12 ore în total care eu le fac pe drum, dar cu opriri, nu e chiar, e complicat să ajung acasă.
Am dormit în autobuz și sunt am părut traf. Am ajuns la gara din Almeria și la fix am ieșit grăbită să văd cum pot să fac ca să iau autobusul spre aeroport. Și când am văzut că vine un autobuz în stația de afară, am fugit repede și am întrebat pe șofer: ce autobuz mă duce la aeroport? De la care șoferul ăsta? Fugi, zice, urcă! Și am urcat repede și acum mai am încă vreo oră, cred că, până la aeroport. Am făcut 2 ore până în Almeria. Și apoi când ajung la aeroport, am avionul spre Madrid. Sunt răgușită, sunt fatal. E interesant asta, experiența asta. Am trecut control de securitate. M-a oprit să mă controleze, a sunat, chiar la mine a sunat, mi-a spus că să nu mă îngrijoresc, că sună, din 3 persoane la 1 sună alarma aia ca să-i controleze. Nu am găsit nimic. Și aștept să ne îmbarcăm. Stau deja de vreo 2 ore și jumătate în aeroportul ăsta, dar asta este oricum vremea afară, nu-i prea minunată ca să zic că puteam să rămân în oraș să mă plimb. No. Aștept să mă îmbarchez, aștept să plec. Sper să pot să dorm, e 1 oră și 10 minute de zbor. Mi-ar plăcea să pot să dorm. Și să vedem cum e vremea prin Madrid. Am ajuns în Madrid, în aeroport. A întârziat o oră trenul, deci practic am... Nu, pe ce nu e. Pot să spun practic că a fost un vânt foarte puternic, e posibil să iau... Unde, Doamne, cumpăr eu biletele acum? N-am idee, trebuie să-mi cumpăr bilet, că sunt în întârziere, trebuie să mă văd cu cineva și, n-am o jumătate de oră de drum. Hai, vă vorbesc mai târziu. Acum e 7 seara, e 7 seara și am să mă urc în tren. Ăsta e trenul meu, da. Trebuie să caut să văd unde e locul meu. E frig, e destul de frig. Noroc cu jaca asta groasă de la Simona, că dacă nu, mi-era foarte frig. Cu ce aveam eu? Și îmi caut locul și plec spre casă. Mai am oră și jumătate. Când ajung acasă, abia aștept. Sunt frântă, moartă de obosită. O să vă arăt ce mi-am cumpărat de acolo când ajung acasă. Sunt foarte tari scaunele de aici, sunt chiar foarte ok și... Zic că au meritat banii. Au fost mai scump decât trenurile de obicei.